Citesc un pasaj foarte scurt din Scriptură, din Faptele Apostolilor, capitolul 8, iar predica se numește Puterea Duhului, Resursa Bisericii. Puterea Duhului, Resursa Bisericii. O să vă rog frumos să vă ridicați pentru câteva clipe, mulțumesc. Faptele Apostolilor, capitolul 8, citim versetele 18 și 19. Fapte 8, 18 și 19. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor, le-a dat bani și a zis, dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Amin. Doamne, mulțumim că în seara asta ne-ai încântat și ne-ai bucurat. Te-ai atins de inimile noastre, Doamne, și am simțit în sufletele noastre sentimente contradictorii, măreția pe care ai adus-o Tu și sentimentul jenant al vinovăției noastre. Îți mulțumim că Tu ne ierți, ne primești și mulțumim că ne vei da și un cuvânt care să ne atingă sufletul, care să fie proaspăt, venit din inima Ta, Doamne. Mulțumim pentru toți oamenii prezenți aici și pentru harul pregătit pentru noi toți. Te slăvim, Dumnezeul nostru și Creatorul nostru. Amin. Reocupați-vă locurile, dragii mei. Spuneam că în seara aceasta o să rostesc o predică pe care am intitulat-o Puterea Duhului, Resursa Bisericii. O să am două idei pe care o să le comprim. Și prima dintre ele este sau pune în evidență faptul că oamenii își doresc puterea. Două mari lucruri doresc oamenii în viața lor, puterea și nemurirea. Puterea aici și nemurirea dincolo. Oamenii doresc să aibă putere, să controleze. Oamenii au această tendință de a stăpâni. E o tendință nedreaptă, necinstită, jenantă, mizerabilă, dar ea se găsește în fiecare inimă. Dacă nu o oprim, ea crește ca un pom care crește oricum. Și a doua este nemurirea. Simțim că trebuie să trăim și după ce murim, iar Dumnezeu a venit în întâmpinarea acestui vis. Hristos a plătit totul. Este îngrozitor faptul că oamenii nu acceptă. Ei nici nu știu că nu acceptă. Și nici nu știu ce nu acceptă. Priviți că Simon a avut tendința să comercializeze puterea lui Dumnezeu și implicațiile ei. Și a vrut să plătească cu bani pentru ca să câștige bani folosind puterea. Și apostolii îi vorbesc dur. El s-a convertit, dar se pare că convertirea lui a fost una lipsită de autenticitate sau cel puțin n-a înțeles nimic din ce s-a întâmplat. Atunci când vorbim despre puterea Duhului, lucru pe care îl remarca și fratele George, vorbim despre marea resursă a Bisericii lui Dumnezeu. Noi avem o resursă cognitivă, rațională, și aceasta vine din cuvânt, și avem una mistică, care vine din manifestarea puterii lui Dumnezeu. Una este exusia și una este dunamis. Această putere a lui Dumnezeu este un fel de dinamită care se manifestă cu o forță puternică, cu o forță foarte mare. Și oamenii nu știu cum să reacționeze la puterea lui Dumnezeu. Cei mai mulți dintre ei reacționează greșit. Este o acțiune pe care o întâmpinăm și reacționăm la ea. Observați că apostolii au primit-o. Hristos a spus, când Duhul va coborâ peste voi, voi veți primi o putere. Duhul vine și oferă puterea. Voi primiți puterea, e resursa bisericii și plecați. Cu această resursă veți putea face acțiunile pe care vi le spune Dumnezeu și pe care le așteaptă în mod inconștient oamenii. Însă nu toți oamenii primesc puterea. Unii o neglijează, vă aduceți aminte de Fapte, capitolul 19, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut. Nici n-am știut. Oamenii n-au știut că pot primi o putere, că sunt în locul unde pot primi, că sunt în cadrul în care o pot primi, că au dreptul să o primească pentru că l-au primit pe Hristos. Prin Hristos noi avem totul de la Dumnezeu. El ne deschide toate ușile, dar absolut pe toate. Slăvit să fie Domnul!
Vedeți, apostolii au primit puterea. Ucenicii lui Ioan care s-au convertit au neglijat puterea. Sau mai bine zis, au fost ignoranți cu privire la putere. Simon a comercializat puterea. A vrut să o primească pentru motive de pe pământ, cu privire la avantaje personale. Anania și Safira au exploatat puterea. Au zis, hai să facem, totuși să-mi iau și eu o bucățică de aici, dar nu o să spun la nimeni. Public toată lumea o să știe că am fost generoși. În adevăr, nu prea am fost. Au exploatat situația. Trebuie să recunoaștem că de multe ori, ori chiar facem asta, ori suntem extrem de ispitiți să facem asta. Lăsați-mă să vă spun ceva într-o paranteză. Nu o să sune foarte bine. Dar să știți că noi putem transforma biserica într-un loc unde cultivăm ipocrizia. Cineva spunea că este o școală de ipocrizie. Știți de ce? Pentru că noi îi intimidăm pe oameni să-și manifeste pocăința. E cineva care se simte vinovat și plânge. Noi ne uităm și vorbim între noi, bă, dar ce are, bă, de plânge ăsta? Păi unde vrei să plângă dacă nu la picioarele Domnului? De ce îl împiedici? De ce îl faci să se simtă prost că plânge? De ce se va simți vinovat și se va simți neînțeles și nu va mai plânge și locul ăsta nu va mai fi un loc de rugăciune, ci va fi un loc de teatru, un loc de expunere ieftină. Aici sunt specialiști, sunt oameni sfinți, oameni care n-au nevoie să-și mărturisească păcatele, că nu le fac. Așa se cultivă ipocrizia, prin interzicerea altora să-și manifeste regretele pentru slăbiciunile lor, pentru păcatele lor, pentru eșecurile lor. Dacă intră cineva care a căzut într-un păcat, aude și pleacă și nu mai vine niciodată, pentru că își dă seama că nu e iubit. O școală de ipocrizie. Oameni dragi, să facem din locul ăsta un loc unde oamenii se pocăiesc, unde se roagă, unde își mărturisesc păcatele și nimeni nu râde, nimeni nu disprețuiește, nimeni nu descurajează. Acesta e un astfel de loc. Locul ăsta a fost consacrat pentru a scăpa oamenii de păcatele lor, pentru a pleca ușurați, eliberați. Casa asta a fost inventată de Dumnezeu pentru ca oamenii să-și plângă păcatele. N-avem dreptul să redefinim scopul acestei case. Pentru că nouă ni se pare că suntem cineva. Dacă nouă ni se pare că suntem cineva, înseamnă că suntem atât de pierduți încât nici nu ne putem da seama cât de pierduți suntem. Trebuie să acceptăm că în locul ăsta oamenii trebuie să plângă, trebuie să-și regrete păcatele. Nu vă uitați la ei, nu-i intimidați, nu-i descurajați, nu fiți suspicios de ce plânge, nu-i treaba dumitale de ce plânge. Omul ăla nu plânge degeaba. Că nu e dezechilibrat. Nu știi prin ce foc trece. Nu știi cum este frământat în conștiința lui de Duhul Domnului. Lasă-l să plângă, retrage-te discret. Ieși din peisaj, el plânge în fața Domnului, nu în fața noastră. Nu-l opri, că s-ar putea altă dată să nu-și mai poată deschide inima. Poți să înțelegi treaba asta? Locul ăsta trebuie să-l transformăm tot mai mult într-un loc unde oamenii au libertatea să recunoască că nu sunt perfecți. Degeaba ne îngânfăm atâta că suntem perfecți. Nu suntem. N-am fost nici ca neordinat, n-am fost nici ca diacon, nici ca prezbiter, nici ca păstor nu sunt perfect. Nu că nu vreau. Fac tot ce pot, îmi doresc să fiu perfect. Dumneavoastră știți unele dintre greșelile mele, dintre slăbiciunile mele. Mi-e rușine de treaba asta, dar condiția mea este limitată ca să pot atinge performanța lui Dumnezeu. Anania și Safira a exploatat, a vrut să pară fără să fie. Însă puterea se poate manifesta. Mulțimea de asemenea a alergat la Ierusalim din cetățile vecine, fapte 5, 16 versetul. Aduceau pe cei bolnavi și chinuiți de boli și de duhuri necurate și toți se vindecau. Iată manifestarea puterii. Cu ce vindecăm dacă nu avem resursa asta? Cu ce? Cu ce? Puterea persecutată, marele preot și saducheii. Întotdeauna când manifesti puterea asta, știți ce înțeleg oamenii? Ce văd oamenii în manifestarea puterii? Ei văd un semn al existenței lui Dumnezeu și al judecății iminente. Ori de câte ori oamenii din lume văd un pocăit autentic,
prezența, simpla prezență a unui pocăit autentic le spune: hei, vine judecata, vine judecata. De aceea se enervează oamenii, de aceea persecută creștinismul. Pentru că orice creștin, prin simpla lui prezență, să nu mai vorbesc de slujire care amplifică teama și frica, prin simpla lui prezență, vorbește despre vine judecata, vine judecata, vine judecata. Omul moare o singură dată și apoi un singur lucru mai rămâne de întâmplat: judecata lui Dumnezeu. De aceea, când oamenii aud că suntem credincioși și se așteaptă să trăim într-un anumit fel, știți câtă rușine aducem dacă nu trăim în felul ăsta? Când cineva aude că eu sunt pocăit, să nu mai vorbesc dacă aude că sunt pastor, omul ăla se va aștepta să vadă o persoană specială, un om cu o disponibilitate fără limită, un om extrem de bun la suflet, așa cum spunea fratele Ilie de dimineață, un om concentrat pe lucrurile cerești, pe lărgirea împărăției lui Dumnezeu, pe împlinirea intereselor stăpânului. Oamenii se așteaptă, când aud de unde venim noi, să-l reprezentăm pe cel pe care pretindem prin propria noastră identitate. Marele preot și toți cei ce erau împreună cu el, adică partida saducheilor, s-au sculat plin de ură, de pismă. Au pus mâna pe apostoli și i-au aruncat în temniță. Pentru ce? Au vindecat niște oameni, au predicat despre Iisus. Care e capul de acuzare? Simpla prezență în zona publică, simpla prezență ca și pocăit cu identitate spirituală în zona publică, te face urât și disprețuit, exact ca pe cel pe care îl reprezentăm, pentru simplu motiv că prezența noastră aduce aminte și readuce aminte de iminenta judecată a lui Dumnezeu. Întotdeauna când vedem un polițist, ce vedem? Legea, pușcăria. Dacă ești cinstit, să circule, te simți în siguranță. Și este renunțarea la putere. La sugestia lui Gamaliel, saducheii au renunțat să închidă pe apostoli. Gamaliel le-a spus: oameni buni, voi faceți un abuz. Nu așa se poartă, nu așa trebuie să vă comportați. Cineva a greșit, nu-i nicio problemă, îl judecăm. Dar nu folosiți forța și nu vă manifestați nemulțumirea personală și îl loviți doar pentru că e legat cu cătușele, iar tu ești șeful poliției. N-ai dreptul să faci asta. Nu ești Dumnezeu, ești muritor. Mâine vei fi pus într-un sicriu. Și puterea lui Dumnezeu i-a pus în situația să renunțe. Vedeți? Puterea lui Dumnezeu, de fapt puterea Duhului, să fiu mai concret pe subiect, puterea Duhului este resursa bisericii. Fără puterea Duhului suntem fără resurse, adică mergem la cumpărături fără bani, fără bani, ne urcăm într-o mașină care nu mai are benzină, nici ulei, nici baterie, nimic. Aia e bună să te adăpostești de ploaie, să mai faci o poză, două. Petru, ca o manifestare a puterii lui Dumnezeu, ține prima predică de după cinzecime și ea e un exemplu de predicare, mai ales într-un context public și plin, încordat, plin de adversitate. Vă mai aduceți aminte de Fapte 2? Am mai spus câte ceva despre asta cândva. Observați, vă rog, care au fost caracteristicile predicii lui Petru. E interesant pentru predicator treaba asta, dar nu numai pentru ei, că și pentru ascultători e interesant. Predica lui Petru este confruntativă. Toți pastorii care, sau nu neapărat pastori, predicatorii care vin, tot încearcă să-și ceară scuze publicului că n-are nimic personal cu dumneavoastră. Dar nu simt să vă lingușească și simt să vă spună adevărul. Și câteodată adevărul e confruntativ. Și nu știu săracii cum să spună: să nu ne înțelegeți greșit, nu vrem să facem pe deștepți, dar asta e Evanghelia. Petru a fost confruntativ, dragii mei. A fost confruntativ. Pe omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați omorât, ucigașilor. Voi să l-ați omorât, criminalilor. Asta le-a spus Petru, un pescar în fața conducătorilor orașului. A spus-o cu tupeu, Doamne ferește. A spus-o că făcea pe deșteptul, dar de unde? Era un simplu pescar. A spus-o în autoritatea chemării și trimiterii lui.
Vă dau o sugestie, deși nu-mi stă bine, pentru că o să ziceți așa că am nevoie de mai multă înțelegere și capital uman. Să nu ziceți așa, că nu e adevărat. Să nu-i descurajați pe predicatori să spună ce sunt călăuziți să spună, că vom ajunge rău. Să nu fiți așa de simandicoși și de firești, să vă manifestați nemulțumirea, că nu veți câștiga nimic decât firea pământească și diavolul va câștiga. Lăsați-i să vorbească, lăsați-i să spună adevărul, că în felul ăsta mai avem o speranță. În felul ăsta încă mai avem o speranță. Dacă o fac din mândrie și din aroganță și din dorința de a avea control și de a-și manifesta puterea, Dumnezeu se va judeca cu ei. Dar încurajați-i să vorbească direct, nu obraznic și cu tupeu, dar să vorbească cu putere. Petru n-a fost un tupeist, dar a vorbit confruntativ. Ne ajută, nu ne-am întâlnit aici să ne măgulim și nici să ne... nici vorbă. Apoi, predica lui Petru este explicativă. Petru nu transmite sentimente doar. Unora dintre noi ne plac predici care să fie extrem de emoționante, cu întâmplări, cu... nu zic că zrele, dar știți, dumneavoastră știți că e nevoie de trei elemente pentru atingerea scopului unui predici. Primul este luminarea minții, aici e nevoie de argumente, explicațiile lui Petru, aici e nevoie de argumente, adică 1 plus 1 fac întotdeauna 2. Apoi e mișcarea inimii și de abia în al treilea rând e înduplecarea voinței. La faza de înduplecare a voinței, poate e bine să mișcăm un pic un sentiment, dar sentimentul dacă e mișcat fără luminarea minții, atunci el ține până la mașină. Și la mașină emoția se risipește. Că acum simți că o iubești, mâine simți că îți vine să-l strângi de gât. Iertați-mi expresia, n-a fost cea mai potrivită. Nu te poți baza pe sentimente, ele sunt ca o frunză, se întoarce de pe o parte pe alta în funcție de cum bate vântul. Avem nevoie de argumente ale credinței noastre, avem nevoie de explicații raționale. Noi trebuie să știm ce credem și trebuie să credem ce știm. Apoi predica lui Petru este aplicativă. Când a fost confruntativă, le-a spus: voi l-ați omorât, scurt pe doi. Când a fost nevoie de explicații, a spus: ce vedeți și ce auziți nu e ce credeți voi, aveți păreri nepotrivite. Aici este autentic, nu e alcool la mijloc. La mijloc este dunamis, mă, oameni, mă. Voi tot timpul înțelegeți lucrurile pe mintea voastră. Voi, dacă vă place să mai dați cu dușculița, voi credeți că totul e numai dușculiță în lumea asta. Și când a fost vorba de aplicație, le-a spus: pocăiți-vă, botezați-vă și fiecare să fie umplut de Duhul Sfânt. Sau: pocăiți-vă, fiecare să fie botezat, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Aplicație. Că ei au întrebat. Dar de ce au întrebat? I-a mișcat puterea. Puterea mișcă. N-a să știți că mi-e greu să spun că eu sunt în cauză și când ești în cauză, nu, n-ai curaj să vorbești. Dacă vorbeam despre altul, vorbeam de două ori până vă plictiseam. Dar unde ne ducem noi? Unde ne ducem noi în fața la oameni să vorbim și să-i chemăm la pocăință? Dacă nu va fi puterea, nu va veni nimeni acolo. Cine va mișca inima? Acolo sunt medici, sunt intelectuali, sunt licențiați, sunt doctori, sunt oameni cu experiență, trecuți prin viață. Cine credeți că stă să mă asculte pe mine? Sau pe noi? E nevoie de putere, nu-i vorba de mine. E nevoie de putere pentru împărăție, pentru Domnul, pentru lucrarea împărăției. Noi toți contribuim la lărgirea împărăției lui Dumnezeu și la proslăvirea numelui Lui. E datoria fiecăruia să pună mâna. Lărgește-ți inima, pune mâna. Simte-te responsabil, nu cu ce nu poți, cu ce poți. Cel mai elementar ajutor e: privește pozitiv lucrarea Domnului. Privește-o nu de pe o atitudine de nu fi așa, nu așa, deloc. Apoi scopul predicii lui Petru, el proclamă autenticitatea experienței umplerii cu Duhul Sfânt. Oameni buni, nu-i vorba de alcool aici, a venit Duhul. Nu vă faceți vinovați înaintea Domnului, nu zâmbiți în legătură cu treburile astea. Asta le-a spus Petru la oamenii aia care, știți bine, cunoașteți pasajul din Fapte 2. Apoi,
El prezintă explicația profeților încercând să lege ce ei credeau, că evreii întotdeauna credeau Vechiul Testament. Marea lor nemulțumire a fost că Iisus a spus că este Fiul lui Dumnezeu. Ori ei știau că lucrul ăsta este blasfemiator. Ei au interpretat profețiile cum au vrut ei, sau în cel mai bun caz cum au știut ei. Observați că Petru prezintă explicația profețiilor și spune: aceasta este ce a fost scris prin prorocul Ioel. Voi credeți ce a spus Ioel, nu? Da, credem. E, acum s-a împlinit ce a spus Ioel. Apoi proclamă divinitatea lui Iisus Hristos. Să știe bine toată casa lui Israel că Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care voi l-ați omorât. Vă dați seama ce ați făcut, mă, oameni? Vă dați seama ce ați făcut? E bine, oricât de tare s-ar fi împotrivit undeva în conștiința lor, puterea a lucrat și s-au simțit vinovați, mai mult sau mai puțin. Apoi sunt efectele predicii lui Petru. Primul efect este că se ridică oamenii și spun: ce să facem? Asta este un efect. Ce să facem? Și Petru le spune lămurit: pocăiți-vă, botezați-vă în apă și apoi așteptați puterea, resursa. Când veți avea resursa? Dom'le, dacă eu îți dau acum $1,000,000 să-ți începi o afacere, ai bani să începi o afacere cu $1,000,000, nu? Dar dacă eu doar te trimit să începi o afacere și, matale, n-ai bani să-ți cumperi o înghețată, ce afacere o să încep, mă, omule? Ai nevoie de resursă, nu? Resursa. Asta nu e penticostalism, e biblicism. Hristos a spus apostolul să nu cumva să plecați. Unde vă duceți, mă, cu mâinile goale? Așteptați, când va veni Duhul, veți primi puterea. Și apoi duceți-vă, începeți. S-a terminat cu granițele Israelului și cu cortul și cu templu. Acum mergeți până la marginile pământului. Dar în Vechiul Testament nu puteam să mergem până la marginile pământului. Ba da, acum trebuie să mergeți până la marginile pământului. Neamurile trebuie să primească mântuirea. Acesta este mesajul nostru. Acesta este mesajul acestor oameni. Acesta este mesajul fiecărui copil al lui Dumnezeu. Te rog, simte-te chemat. Simte-te împuternicit. Simte-te trimis. Fă ceva, mișcă, cu ce ai, bagă mâna în buzunar, vezi ce e acolo, bagă-ți mâna în suflet, bagă-ți mâna în minte, bagă-ți mâna în relații, fă ceva, mișcă, vorbește pozitiv de lucrurile astea. Mișcă ceva, Dumnezeu știe cât poți să miști, că Dumnezeu ți-a dat potențialul pe care îl ai. Mai un pic și se întoarce regele, cu ce îl vom întâmpina? O să zgârmăm după talentul pe care l-am îngropat în pământ, într-un prosop, și o să-i spunem: ia-ți ce al tău, ai vrut să te pricopsești pe seama mea, în loc să mă bucur cu nevasta tinereții mele și în loc să mă duc în Mexic să mă distrez, tu mă trimiți nu știu unde să mă duc. Uite-ți talentul, ia-ți-l înapoi și lasă-mă în pace. Știți bine că Domnul n-a apreciat pe cel care s-a comportat așa și i-a spus: viclean și leneș. Viclean și leneș. După 60 de ani de viață, să fiu doar viclean și leneș? Nu-i destul că m-am născut așa? Să mai și mor așa? Să mă păzească Sfântul Dumnezeu și să aibă milă de mine. Oamenii lui Dumnezeu, haideți să ne ridicăm. Să stăm în fața Domnului și cu tot ce am adunat în seara aceasta, ca o vrăbiuță care aleargă după bobițe să strângă, câte una, câte una, câte una, și noi să stăm în fața Domnului și Duhul ne va călăuzi să ne rugăm. Amin.